Apropo de săptămâna de conștientizare a doliului la copii, voi ați pus pe picioare mai multe acțiuni în acest sens și una dintre ele este susținem copiii care văd viața în albastru. Ce se întâmplă concret și ce înseamnă asta? Am inițiat acest proiect în ideea de a duce vestea mai departe. Este o inițiativă internațională. Ne-am alăturat ONG-ului britanic Children's Grief Awareness, care ne susține în acest demers și ne propunem să aducem în prim plan nevoile copiilor în perioada de doliu și am vrea să ajutăm adulții din proximitatea lor să conștientizeze ce rol important au pentru acești copii și cum pot ei să contribuie la sănătatea lor emoțională. Este un proiect care cuprinde mai mulți pași. Eventual putem să intrăm în detaliu pe fiecare pas, pe fiecare activitate în parte și aș vrea să vă spun că este o inițiativă și o implicare 100% voluntar din partea tuturor celor care sunt alături de noi. Da, asta m-a bucurat foarte tare când mi-ai povestit că proiectul a luat amploare pentru că au fost foarte mulți oameni până la urmă care au venit în mod voluntar și au spus, uite, vreau să ajut. Cred că înainte să vorbim despre pașii campaniei, dacă pot să spun așa, apropo de ce spuneai tu, că rolul celor apropiați copilului care trece printr-o astfel de situație e extrem de important, țin minte, eram mai mică și la mine în comună s-a întâmplat în felul următor. Erau doi frați și toată lumea vorbea despre faptul că tatăl lor murise și rudele și mama fraților cumva au evitat o bună perioadă de timp, cred câteva săptămâni sau câteva luni, să le spună de fapt ce s-a întâmplat cu tatăl lor. Cât de periculos sau cât de benefic e genul ăsta de abordare? Este o reacție pe care o luăm ca atare. Este o reacție a persoanelor apropiate copiilor care spune vreau să te protejez, nu vreau să ți se întâmple nimic rău, nu vreau să suferi. Vreau să te țin cât se poate de departe de evenimentul ăsta tragic care s-a întâmplat în familia noastră. E o reacție, o luăm ca atare, însă mergând mai departe, nevoia copilului este de a fi pus în tema cu ceea ce se întâmplă în mod real pentru a putea avea el o reacție adaptată la realitatea evenimentului, la realitatea faptului care s-a petrecut. Așa încât rolul nostru ar fi de a învăța, de a fi alături de familie, de a o sprijini emoțional, astfel încât să poată găsi o modalitate potrivită de a îi explica copilului, pe înțelesul lui, adaptat vârstei pe care o are, ce s-a întâmplat în familia lor. Și sunt câteva lucruri de care un părinte poate să țină cont când face lucrul acesta. Cum ar fi? În primul rând, părintele sau persoana care decide să-i spună copilului trebuie să știe exact cam cum stă emoțional vis-a-vis de situația respectivă, să fie conștient că reacțiile, trăirile mele de adult sunt ale mele. Eu acum urmează să transmit o veste unui copil care va avea reacția lui la rândul său și eu în momentul respectiv va trebui să-mi ajustez trăirea și să mă aștept ca poate să fie amplificată, să-mi ajustez la ceea ce voi primi din partea copilului. Deci va fi o stare din asta de conștientizare a propriilor trăiri, a propriilor gânduri, a propriilor frici, cu care să mergem în deschiderea subiectului cu copilul. Atunci când deschidem subiectul cu copilul, informația e nevoie să fie cât se poate de clară la obiect. Hai să ne imaginăm că a murit tatăl copiilor înnecat. Ok. Cum îi dăm vestea? Dacă e vorba de un accident, putem să formulăm în vârsta copilului care ar fi? Hai să vedem. Cred că 7 ani. Ok. La 7 ani poate să înțeleagă ceea ce la un accident. Îi putem formula
într-un cadru în care să ne asigurăm că nu ne întrerupe nimeni, putem formula vestea, uite, tata a plecat la pescuit, să zicem, a plecat la pescuit, acolo a suferit un accident, a primit, au venit niște oameni care să-l ajute, l-au ajutat atât cât au putut, însă, din păcate, tata a murit. Și așteptăm. Și la întrebarea de ce nu se mai întoarce? Ce nu se mai întoarce? Întrebarea asta va apărea. E o întrebare, de asta am și folosit-o în proiect, pentru că apare foarte des în cazul vârstelor mici. Copiii, în funcție de etapa de dezvoltare în care se află, nu pot să înțeleagă că moartea este permanentă sau ce se întâmplă de fapt cu omul. De asta și mizăm pe exprimarea veștii cât se poate de clar, fără a introduce termeni care pot fi interpretabili. De exemplu, a plecat. A plecat, spune, când se întoarce? De ce a plecat? I-am făcut eu ceva? Copiii se simt vinovați. Pot și adulții se simt vinovați, dar copiii care în situațiile astea încearcă să găsească un sens și totul se leagă de până la urmă de ei. Ei sunt cumva centrul universului lor, le e greu să vadă că sunt și în afară anumite acțiuni care nu țin de ei și le asumă. În cele mai multe situații, copiii mici fac asta. Și atunci pot să spună, da, a plecat pentru că eu am făcut ceva, eu nu i-am oferit atenție, nu l-am supărat și întreabă. Însă vestea per total, formularea pe care o am dat-o mai devreme, nu este o rețetă de succes în toate cazurile. Asta vreau să accentuez. Mulți părinți nu reacționează bine la ideea de a-i spune copilului a murit. Însă acum este vorba despre nevoia părintelui de a proteja copilul și o nevoie, cum să zic, vitală pe care o încurajăm. Și o teamă a părintelui de a spune cuvântul ăla cu care nici ei nu sunt, cu care și se confruntă. Și mai mult decât atât, trebuie să-l mai și explice. Exact. Apropo de ce spuneai puțin mai devreme, că de cele mai multe ori copiii nu înțeleg, da, că e permanent. Da. Rețin de aici că o soluție nu e aceea de a ascunde adevărul deloc. Adevărul va fi aflat. Adevărul, copiii simt, sesizează schimbările de dispoziție. Văd oamenii preocupați, îmbrăcați în negru. Sau poate am auzit și cazuri în care oamenii nu s-au îmbrăcat în negru în preajma copilului, tocmai ca să nu îl afecteze. Însă copilul nu avea cum să nu observe pe fața lor sau să nu vadă ochii plânși. Copiii observă lucrurile astea, aud câte o informație și ei din tot tabloul ăsta nu fac decât să pună lucrurile cap la cap, îngrijirea lor e prezentă și ajung la niște concluzii care oricum tot pe acolo sunt. Apropo de asta, când ne dăm seama sau cum ne dăm seama dacă e nevoie să apelăm la un specialist, la un psiholog? Uh-huh. Când ne dăm seama în momentul în care simțim că suntem depășiți de situație și că nu poate ne e dificil să deschidem subiectul cu copilul pentru că avem mai multe variante, am auzit mai multe păreri, nu suntem hotărâți cum să-i spunem, avem o dificultate în a deschide subiectul, eu cred că, da, se poate adresa o întrebare, se poate cere o părere și se găsește cu siguranță o formulare, o abordare potrivită. În situațiile astea, da, atunci când nu ne găsim cuvintele, atunci când simțim că suntem depășiți noi, ca adulți, de situație și simțim că dacă am deschide subiectul cu un copil, ne-ar copleși emoțiile și pe noi. Sau există teama ca în momentul în care deschid subiectul, eu ca părinte, ca adult, să încep eu să plâng și să nu mă pot opri. Și mă întreb, dar oare reacția mea ce o să-i provoace copilului?
Dacă asta este o preocupare, eu zic că se poate apela la un specialist pentru a ne, a ne detensiona puțin, a ne descărca emoțional și a găsi o soluție valabilă pentru familia respectivă de a deschide subiectul și a vorbi cu copilul despre asta. Iar în cazul copilului, sunt anumite semne care pot să ne spună că e mai bine să mergem la un specialist? Specialist, sună atât de rece. Sună rece, da. Pentru că până la urmă e vorba despre relații. Și asta vreau să și spun. Copilul nu are nevoie de un specialist. Copilul are nevoie de mama, de tata și de oamenii lui dragi apropiați. El are, în primul rând, în perioada asta de doliu, în perioada grea din viața lui, copilul are nevoie de oamenii lui apropiați. De aceea e important să adulții să conștientizeze ce rol important și frumos au în viața copilului, pentru că ei sunt cei care pot să-l susțină. Deci copiii, în primul rând, pot să fie susținuți foarte bine de familia lor. Dacă adulții simt că nu găsesc cuvintele sau ei simt că au nevoie de ajutor, pot să apeleze cu încredere la un specialist. Dacă după ce îi se dă vestea, copilul se închide în el sau se retrage, evită relațiile pe care le avea înainte cu ușurință sau are o perioadă lungă cu probleme de somn, alimentație, iar părintele, oricât se arată disponibil emoțional și oricât încearcă să deschidă subiectul, observă că nu poate trece de o anumită barieră pe care copilul o pune în relație cu el, atunci, din nou, poate apela la un specialist. Și noi putem aborda tema respectivă prin joc, prin povești, într-un fel, depinde și de vârsta copilului, însă cu siguranță noi avem tehnicile cu care să putem intra în subiectul acesta. Însă eu încurajez părinții să încerce ei și să... pentru că ei sunt cei mai importanți în perioada asta. Da, e adevărat, se observă tot mai mult că avem o tendință să ne hazardăm și să cerem tot timpul, fie să ajutăm cumva în exces, fie să ne gândim tot timpul la psiholog, ca la un om care magician. Da, la magician. Dar, de fapt, ceea ce rețin din ceea ce spui tu e că cel mai important lucru e să fii lângă copilul respectiv, da. Să fie iubire necondiționată, până la urmă, că se vorbește mult despre asta. Spuneam de săptămâna de conștientizare a doliului la copii și tu, Livia Căciuloiu, Alex Căciuloiu și echipa de voluntari. Marea noastră echipă, suntem 27 de oameni în momentul ăsta, din toată țara, care suntem implicați trup și suflet în proiect. Fiecare dintre noi a rezonat puternic cu inițiativa și fiecare se implică așa cum poate, cât poate, ba mai mult decât timpul estimat inițial. E un semn bun. Cred că e un semn care arată că oamenii vor să se implice din ce în ce mai mult și asta cred că înseamnă creștere. Da. Ați planificat 5 workshop-uri în 5 orașe din țară. Povestește-ne puțin despre orașele în care se întâmplă, în primul rând. Da, primul workshop va fi săptămâna asta la Piatra Neamț, pe 21, apoi urmează Ploieștiul pe 27 noiembrie, Brașov pe 28 noiembrie, Pitești pe 29 noiembrie și Bucureștiul pe 3 decembrie. Înțeleg că participarea este gratuită. Povestește-ne puțin despre lucrurile pe care le vor afla participanții de la workshop-uri. Workshop-urile sunt gratuite și se adresează adulților care sunt în proximitatea copiilor, care au suferit pierderea unei persoane apropiate și care își doresc să afle cum pot să abordeze subiectul, care sunt nevoile copiilor în perioada de doliu, ce putem face,
care sunt lucrurile care pot să îngreuneze cumva procesarea informațiilor, așa cum am dat eu exemplu mai devreme de mesajele neclare. O să clarificăm puțin ce zicem, ce se înțelege, ce transmitem, ce ajunge la copil. Vom discuta despre cât de importantă este sănătatea adulților din proximitatea copiilor și cum pot adulții să aibă grijă de ei în perioada de doliu, pentru că atunci când un copil este afectat, și adultul de lângă el este. Familia e un sistem până la urmă. Dacă a fost pierdut un membru al familiei, cu siguranță și adulții suferă, însă suferă altfel. Iar noi vom clarifica diferențele între doliul la copii, doliul la adult. Încerc să vizualizez cam Da. în ce fel e diferită suferința la adult față de cea la copil. La adult, adulții, chiar dacă în primă fază spun asta nu se poate, nu s-a întâmplat, e ireal, nu s-a întâmplat, adulții cumva sunt mai au conceptul de moarte dezvoltat. Știu ce este. S-au mai confruntat cu asta. Acceptăm mai ușor. Da, se pot adapta. Au o capacitate de adaptare la realitate mult mai bună. Au informații, au o rețea de sprijin. Pe când copiii, asta zicem că ar fi diferențele cele mai sesizabile, pe când copiii, mă refer la cei micuți, cei până în 5-6 ani nici nu au conceptul de moarte încă format, ei nu înțeleg că este irreversibilă, de exemplu, așa încât au nevoie de mai multe clarificări. Ei, dacă spun da, am înțeles, mâine pot să întrebe, bine, și dar de ce nu se mai întoarce? Când vine? Procesul de doliu la copil, din punctul de vedere, poate să dureze mai mult decât procesul de doliu natural, mă refer, acel sănătos, la adult, pentru că în fiecare etapă de dezvoltare, copilul, de exemplu, dacă a suferit o pierdere la 3 ani, la 3 ani înțelege bucățică, la 4-5 ani mai completează cu niște informații, la 6 ani mai completează, iar mai încolo, după ce are tot conceptul de moarte dezvoltat, poate să înțeleagă și apar alte întrebări. Și trebuie să știm la ce să ne așteptăm, pentru că din punct de vedere e diferit ce se întâmplă cu un adult, ce se întâmplă cu un copil, însă noi, ca adulți, de multe ori ne așteptăm să se întâmple la fel. Dacă noi între noi zicem, am trecut și eu prin asta, știu cum e. Noi între noi adulții și toți sunt vorbim despre experiențe cu totul diferite. Dar apoi raportarea la o vârstă mai mică e altceva. Și de asta adulții au nevoie să știe diferențele astea ca să acționeze în consecință, în mod benefic. Da, mai ales că până la urmă lucrurile acestea au efecte chiar la maturitate. Da, pot avea. O, ce fel de efecte? Dacă, de exemplu, dau și un exemplu, unui copil îi se spune așa a fost să fie, acum nu plângem, că n-ar fi vrut să plângi, n-ar fi vrut să plângi, uite, se uită de acolo la tine și îi pare rău că plângi, cu toată intenția pozitivă care există. Putem, riscăm, vorbesc despre un risc, din nou, nu este o rețetă care întotdeauna funcționează așa, riscăm să inducem o idee de vinovăție în momentul în care apare plânsul și apare tocmai exprimarea emoțională, normală, la copil, și să, asta pe de-o parte, să apară vinovăția și pe de altă parte să inhibăm exprimarea naturală a emoțiilor. Și să poate apărea o convingere de genul nu, eu nu plâng pentru că asta înseamnă că supăr pe cineva sau că sunt într-un anumit fel. Apar niște riscuri Și ajung să nu de mai plâng nervozități. pe niciun plan și nici lipsa plânsului nu e cea mai bună soluție. Dacă e să înglobăm toate aceste lucruri în niște instrumente sau în niște metode pe care putem să le folosim, cum ar arăta? Ce-ar fi de făcut, cu alte cuvinte. În primul rând, autoevaluare emoțională a adultului, a persoanei de lângă copil, o conștientizare a felului în care eu mă simt. Asta mă ajută să-mi dau seama ce transmit copilului în afară.
Nu e egoist să mă gândesc mai întâi la mine? Nu, ci din potrivă. Asta mă ajută să-mi dau seama dacă mesajul pe care îl transmit este neafectat de ceea ce simt eu. Asta în primul rând. În al doilea rând, să fim acolo pentru copil. Să fim acolo înseamnă să-i arătăm că suntem dispuși, să-l ascultăm, să stăm cu el, pur și simplu, nu trebuie să-i facem nimic. Copilul își găsește propriile modalități prin care poate să facă față ca orice alt individ sănătos în situația respectivă. Să acceptăm plânsul, să acceptăm tăcerea. Mulți părinți se sperie și îmi spun, nu mi-a zis nimic, după ce i-am zis, a tăcut. Nu este o problemă. Procesează. Acceptăm tăcerea. Acceptăm ritmul copilului. Și ușor, ușor îi spunem că dacă va avea nevoie să deschidem subiectul despre, să vorbim despre persoana respectivă, noi suntem acolo și uite, și noi, ca adulți, suferim. Și noi plângem, iar astea sunt reacții normale, iar dacă vrea să stăm împreună și să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat, ne pot să vină la noi și să ne zică, pentru că și noi vrem să fim alături de ei. Asta e ideea centrală. Dacă e să ne uităm la situația tragică din clubul colectiv, să presupunem că am un prieten care a trecut prin acest incident, prin acest accident, a supraviețuit, poate are la rândul lui prieteni care au decedat. Uh-huh. Cum e cel mai bine să mă comport cu el ca prietenă? Ca prietenă, tu ești pusă în fața unei realități, unei tragedii, care spune ar fi putut să ți se întâmple și ție. Tu, ca prietenă, faci parte din aceeași categorie de vârstă, din grupul care poate s-a dus, care și tu ai fi putut fi acolo, și apar în mod natural niște reacții la tragedia care s-a întâmplat. Iar tu, ca prietenă, ai putea avea niște reacții deja legate de ce s-ar fi putut întâmpla cu mine. Cu tine. Din nou, e importantă o conștientizare a lucrurilor ăstora. Înainte de a îmi arăta ajutorul și disponibilitatea de a fi alături de omul respectiv, trebuie să-mi dăm seama cu ce intrăm în relația aceea. Pentru că a vrea să ajutăm presupune că suntem orientați către nevoia și către durerea omului din față. Și când facem asta, este ideal să nu aducem și noi lucruri suplimentare, emoții suplimentare negative, ca să oferim un ajutor, un sprijin real. De asta zic, în primă fază facem autoevaluare, vedem cât putem, dacă putem, iar dacă simțim că putem fi alături de omul respectiv care a trecut prin tragedia aceasta, îi suntem alături, ne centrăm pe prezent, pe capacitatea lui de a face față acum, fără să pretindem să facă niște pași în plus. Adică nu îl împingem de la spate, nu mergi la psiholog. De la spate. Nu îl împingem de la spate. El are, în momentul ăsta, procesează ceea ce i s-a întâmplat, are niște trăiri personale pe care trebuie să îi le respectăm, nu îi accelerăm ritmul pentru ca să nu face bine și pur și simplu arătăm că poate avea încredere în noi, noi îl acceptăm chiar și așa, în perioada asta de vulnerabilitate. Înțeleg de ceea ce mi-ai povestit că e extrem de important ca mai întâi să mă gândesc la ceea ce simt eu în legătură cu evenimentul respectiv și cât de mult m-a afectat pe mine, iar apoi să văd cum pot să ajut într-adevăr și nu să dăunez mai degrabă. Probabil să spun pur și simplu, uite, sunt aici lângă tine, când ai nevoie, poți să vii. Uh-huh. Nu insist foarte tare. Rețin din ceea ce mi-ai spus că e important, e important să aducem în discuție psihologul sau nici măcar atât.
Putem aduce în discuție psihologul, sincer. Acum, eu pot să fiu eu însămi alături de un om care suferă. Este vorba doar de a-i respecta ritmul și a respecta experiența pe care o are. Dacă eu consider că l-ar ajuta la un moment dat, sau chiar acum, pot să-i spun, uite, știi că există echipe specializate care stau la dispoziție, sau îi spun într-un fel, uite, există o persoană la care poți să apelezi. Îl pun în temă, însă este decizia lui de a apela. Când apelează, este foarte important, persoana să decidă pentru sine, atunci când simte că poate să se deschidă față de un alt om, pentru că și acolo e o ieșire din zona de confort până la urmă. Sunt lucruri de procesat în primă fază, iar prin relația noastră, prin faptul că arătăm că îi suntem aproape, prin faptul că nu o excludem din viața noastră de zi cu zi, suntem alături toți acolo, comunitatea este alături, asta e foarte important în prima fază. Familia să fie aproape, prietenii, pur și simplu să accepte perioada prin care trece și da, asta înseamnă și o confruntare cu propria noastră neputință de a face o schimbare mai mare. Poate noi ne-am dorit să facem așa o magie. Însă realitatea este că nu putem. Ce putem este să fim acolo chiar și, așa cum ziceam mai devreme, chiar și când omul pur și simplu nu are nevoie decât să tacă lângă noi. Și este un ajutor imens. Dar asta înseamnă să trecem noi peste nevoia de a face minuni. Da. Oricum, bucuria din ultimele săptămâni, dacă pot să-i spun așa, e că sunt mulți oameni care s-au oferit să ajute, dar cred că e la fel de important să vedem și cum ajutăm. Cum? Știu că atunci când ne-am văzut zilele trecute, când te-am întrebat dacă a fost nevoie să intervii pentru victimele de la colectiv, mi-ai spus, e nevoie de răbdare și e nevoie ca lucrurile să se sedimenteze foarte bine în sufletele victimelor și dacă ele vin și spun că au nevoie, atunci. Altfel, nu e în regulă să insistăm foarte mult pe partea asta, pentru că nu facem altceva decât să întărim și mai tare rana, dacă pot să spun așa. Aș vrea să ne întoarcem la workshop-urile din cele 5 orașe și să le spunem celor care ne urmăresc unde pot să afle mai multe informații despre înscriere și despre dată și despre loc. Da. Aflați mai multe date despre campania noastră de conștientizare a perioadei de doliu la copii pe site-ul www.psihomedor.ro. Urmează să postăm acolo în curând o poveste scurtă așa a campaniei. Persoanele care sunt interesate să participe la workshop-uri pot ne scrie pe formularul de contact pe care îl avem în pagină și curând vor apărea în rețele de socializare și persoane de contact din orașul respectiv cu care pot să ia legătura pentru detalii. Deci sunt două variante. Site-ul nostru, pagina de contact și în următoarele zile va apărea și o persoană din orașul respectiv cu care se poate vorbi. Știu că o altă acțiune făcută de voi este și aceea de a aduna, de a strânge daruri pentru copiii de la un centru de plasament. Da. Campania noastră are trei activități mari. Mâine este ziua conștientizării perioadei de doliu la copii, 19 noiembrie. Mâine eu invit toți ascultătorii să își posteze pe Facebook o poză, un selfie cu ei purtând ceva albastru și un mesaj de încurajare pentru copii care trec prin perioada asta. Și așa cum spune foarte frumos campania originală, văd viața în albastru. Deci, transmitem un mesaj de solidaritate față de ei, apoi urmează workshop-urile acestea în țară, iar al treilea pas este strângerea unor daruri pentru copii dintr-un centru de plasament din București. Pe tot parcursul campaniei, persoanele care vor să se implice, să doneze, pot să ia legătura cu noi, iar noi putem să transmitem ce au nevoie copiii respectiv, pentru că am deja niște nevoi din partea lor declarate. Și în ziua de Moș Nicolae sau în ajun, mergem să le facem surpriză. Wow! Rețin că până la urmă fiecare dintre noi se poate implica într-un fel sau altul, începând de la o poză, un selfie cu
ceva albastru prin care arătăm susținerea pentru copiii care văd lumea în albastru. Putem dărui lucruri, putem participa la workshop-uri, putem spune și altora că există astfel de inițiative extrem, extrem de utile și de importante. Avem tendința de a le da așa la o parte, numai că ele chiar sunt esențiale și după cum punctai și tu, dacă nu gestionăm situațiile de tipul acesta cum trebuie, pot să aibă urmări negative, nu numai pe moment, ci și mai târziu. Livia, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Mă bucur mult că mi-ai povestit despre acțiunile voastre. Te felicit și pe tine și pe Alex Căciuloiu și pe voluntarii voștri. Da, da, și eu îi felicit. Pe această cale că sunt fenomenali. Și te mai aștept să-mi povestești și altă dată despre inițiativele voastre demne de lăudat. Și nu uitați că până la urmă fiecare dintre noi se poate implica într-un fel sau altul, fie și prin simplu fapt că le spunem altora despre aceste proiecte.